Suntem în Epistola către Evrei și Epistola către Evrei este ca un mărțișor împletit din două feluri de texte. Sunt texte de superbă învățătură, poate nu este nicio altă carte care să vorbească despre Domnul Iisus Hristos ca aceasta. Dar pe lângă textele de învățătură avem texte de atenționare și poate nu este nicio altă carte care să deschidă groapa înaintea noastră și pericolul cum o face cartea Evrei. Încă din primele pagini, capitolul 2, primele versete, aveți primul text de atenționare. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? În capitolele 3 la 4 avem un alt bloc de atenționare în care după ce Hristos este ridicat înaintea noastră, ni se spune, casa Lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Iar pentru aceasta trebuie să aveți grijă, păcatul împietrește și o inimă rea și necredincioasă ne sparte Dumnezeu. Numele scrise în cartea vieții pot fi șterse afară. Ne atenționează cartea Apocalipsa. În capitolele 5 la 10, Domnul Iisus Hristos este prezentat înaintea noastră ca mare preot și jertfă. Dar autorul se oprește în mijlocul acestei prezentări să ne vorbească despre pericolul prunciei spirituale. Și în această paranteză, 5 la 6 cu 20, ne aflăm acum. Asupra celor de mai sus, adică asupra faptului că Domnul Iisus, cel născut în Ieslea din Betlehem, din Fecioara Maria, răstignit sub Pilat din Pont, la înălțare, el a fost numit mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Asupra acestor lucruri avem multe de zis, lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri începătoare ale cuvintelor lui Dumnezeu. Ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare, și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos, să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri și despre punerea mâinilor, învățătura despre învierea morților și judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta. Cu alte cuvinte, nu ne vom mai trudi să punem din nou temelia dacă va voi Dumnezeu. O casă fără temelie se prăbușește. Și de aceea este foarte important să inspectezi temelia pe care ai așezat-o. Să nu te pomenești mai târziu crăpături, fisuri în toate părțile și la un moment dat cu casa prăbușită peste tine. Vom face lucrul acesta, vom merge spre cele desăvârșite, dacă va voi Dumnezeu, că cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Prin acestea toate este descrisă convertirea noastră sau nașterea din nou și care totuși au căzut, atenție, chiar dacă pământul este stâncos sau spinos și primește cu bucurie sămânța, dacă n-are rădăcină, vin prigoanele, arșița, înșelăciunea bogățiilor acestui veac și planta aceea moare. Deci și care totuși au căzut este cu neputință să fie noi iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Am discutat despre taina nașterii din nou. Am început să vorbim despre așezarea temeliei lucrurilor începătoare lui Hristos. Și poate în duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne ține și ne ajută, să încercăm să mergem spre cele desăvârșite. Dar ne-a mai rămas încă ceva din adevărul începătoare lui Hristos. Am vorbit despre taina pocăinței și a credinței în Dumnezeu, despre învățătura despre botezuri și ne-am oprit și am extins lucrurile pentru că sunt mai multe feluri de botezuri menționate în Scriptură și de învățătura despre botezuri este legată punerea mâinilor peste care am să sar în dimineața aceasta, să merg la ultima parte, despre învierea morților și judecata veșnică. Veniți cu mine în Atena, secolul I. Acolo atenienii nu făceau nimic decât să povestească, să audă ceva lucruri noi și Pavel, care colinda orașul, a intrat în vorbă cu discipolații și filozofii epicurieni, l-au luat și l-au dus în Areopag. Dacă ai ceva de spus,
Suntem bucuroși să te așteptăm, să te judecăm împreună. Pavel începe să vorbească și își încheie predica în felul acesta. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni. În gândirea lui Pavel este vorba de toți oamenii, de pretutindeni, cu alte cuvinte, nu doar de bazinul mediteranean și de India și de America, și indiferent tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei despre învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Este cineva dintre noi care nu crede în moarte? Că bate la ușa fiecare dintre noi? Este parte din viața noastră. E mai complicat să crezi în înviere. Și interesant, dacă nu crezi în înviere, n-ai nicio șansă să fii mântuit. Pentru că Scriptura spune, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Nădejdea în înviere, credința în înviere, este absolut necesară pentru mântuirea noastră. Iar Pavel ne spune, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dragii mei, necredința în înviere are implicații serioase asupra modului în care îți trăiești viața, asupra modului în care îți sfârșești viața. Sunt implicații teologice, escatologice, implicații etice. Dacă nu crezi că Hristos a înviat și că există o înviere a morților, religia este un opiu și un drog, Marx are dreptate. E păcat să ne pierdem vremea venind aici. Ar trebui să dărâmăm toate templele, să folosim cărămizele la altceva în lumea aceasta. Dar dacă nu există o înviere a morților, atunci credința în Hristos, în Dumnezeu, este un exercițiu zadarnic și copilăresc. Noi suntem încă în păcatele noastre și suntem pierduți pentru veșnicie. Iar cei ce au murit, i-au mâncat viermii și cam cu asta se termină totul. Rasa umană este un experiment nefericit și nereușit al lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu există. Dacă nu a existat sau nu există o înviere, atunci nu există judecată, nu există rai, nu există iad. Dar dacă nu există judecată, iad și rai, atunci este tot una cum trăiești. Nu există bine și rău, nu există standarde morale. Poți să trăiești viața liniștit după dictonul suflete, mănâncă și bea, mâine oricum vei muri. Nu contează tovărășiile pe care ți le alegi, nu contează cum trăiești, iar dacă faci ceva pentru Dumnezeu, te ostenești ca și tinerii ăștia care au repetat să cânte, le spun, este absolut degeaba și totul este zadarnic. Dar acum Hristos a înviat, spune Pavel corintenilor, pârga celor adormiți. Și dacă Hristos a înviat, și tu vei învia, și eu voi învia. Aș vrea să vorbim despre înviere, că după înviere vine judecata. Problema este că după mulți există doar o singură înviere. Scriptura vorbește despre două învieri. Dragii mei, totul pleacă de la cum citești Biblia. Dacă Biblia este plină de principii și o citești metaforic, dând înțelesuri de care vrei, pot justifica aproape orice teorie. Dacă, în schimb, iei Biblia în sensul literal, afară de faptul că el îți spune în mod clar că trebuie să înțelegi metaforic, de pildă, în psalmistul spune, copacii bat din palme, nimeni nu merge în pădure să aștepte copacii să bată din palme. Clar că este o vorbire metaforică. Dar atunci când vorbește despre învierea celor care li s-au tăiat capul, nu știu cum să o iau altfel decât în sens literal. Dar înainte de a discuta despre teoriile despre înviere, aș vrea să priviți secvența tablourilor din Apocalipsa, pentru că la sfârșitul cărții vom sta astăzi. În primul rând, în capitolul 19, este revenirea lui Hristos cu oștile îmbrăcate în insubțire, alb și curat. El, cu sabia gurii lui, nimicește toate oștirile adunate împotriva lui și fiara și prorocul mincinos sunt aruncați în iazul de foc. În capitolul 20 urmează învierea din morți a celor credincioși, a celor care au dormit în Domnul și domnia de 1000 de ani. După care, la sfârșitul domniei de 1000 de ani, este învierea generală și judecata.
după ce s-a rostit judecata și toți vrășmașii lui Dumnezeu sunt măturați din univers, în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru păcat și păcătoși, urmează să coboare din cer, un cer nou și pământ nou și noul Ierusalim. Și în cetatea aceasta vor intra cei ce și-au spălat hainele în sângele mielului. Atunci când citești Biblia în sens literal și urmărești secvența aceasta, teoria pe care o poți construi este teoria numită premilenistă. Premileniu, mileniu este 1000 de ani, pre-înainte. Ce s-a întâmplat înaintea mileniului după această teorie? Este revenirea Domnului Iisus Hristos și El este Cel ce instaurează pe pământ domnia de 1000 de ani. Dar pentru domnia de 1000 de ani, pe lângă oamenii care sunt pe planetă în momentul respectiv, înviază toți cei ce au adormit în Domnul și vor domni împreună cu Hristos fiind preoți ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mijlocind într-un fel prezența lui Hristos. În vremea aceea, spune Biblia, pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Cu alte cuvinte, nimeni nu se va putea ascunde. Credeți că se vor pocăi toți? Nu, nu se vor pocăi toți. Odată veninul păcatului în inimile oamenilor, foarte mulți se vor răzvrăti împotriva lui Hristos, chiar și cu astfel de dovezi. Ca să vedem cât de păcătos e păcatul și faptul că un context mai bun nu salvează omenirea. Chiar dacă legea lui Dumnezeu este impusă și chiar dacă tot pământul se reechilibrează din toate punctele de vedere, Dumnezeu trebuie să aducă un cer nou și un pământ nou. Deci Domnul Iisus va instaura, va institui, va așeza domnia de 1000 de ani. La sfârșitul acestei domnii va fi învierea generală din morți, după care vine judecata. Iar după judecată și după ce unii sunt la stânga, alții la dreapta, va coborî noul Ierusalim din cer. Citesc textul, capitolul 20, primele versete. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger din cer care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo, a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor isprăvi, până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, el trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu primiseră semnul fiarei pe mână sau pe frunte. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până când nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Această teorie ajunge la ea doar dacă citești în sens literal Biblia. Dacă, în schimb, citești în sens metaforic, cu alte cuvinte, spiritualizezi ceea ce citești, atunci poți să ții în brațe oricare din teoriile care urmează. O altă teorie este cea a post-milenismului, cu alte cuvinte, după mileniu. Hristos va veni după mileniu, dar cine va așeza mileniu pe pământ? Nu Hristos, ci biserica. Lucrurile vor merge din bine în mai bine și biserica va cuceri din ce în ce mai mult teren. Toți oamenii vor realiza adevărul Scripturii și al Evangheliei, dacă tu și cu mine ne vom face datoria și vom împlini ceea ce ne-a promis Domnul Iisus sau ce ne-a poruncit să propovăduim Evanghelia până la marginile pământului. Iar când 1000 de ani se va sfârși, nu știu, undeva încă în viitor, va veni Hristos, va fi învierea din morți, va fi judecata, după care El își va așeza împărăția. Alții, în schimb, au spus, nu, 1000 de ani nu trebuie înțeleasă în sens literal, nu este 1, 2, 3, 1000, ci trebuie înțeleasă în sens metaforic, cu alte cuvinte, ea a fost inaugurată de venirea Domnului Iisus Hristos, când pe cruce a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, ieșind biruitor asupra lor pe cruce
Toți credincioșii domnesc împreună cu el, acum în viața aceasta, nu spune Pavel, de pildă, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață, este vorba de viața aceasta, împreună cu Hristos. Prima înviere este convertirea sau nașterea din nou și există învierea generală și judecata la sfârșitul istoriei. Deci mileniu este perioada cuprinsă între cele două veniri, între cele două adventuri ale Domnului Iisus Hristos. Aș lua textul despre care spun ei că ar fi prima înviere. În Ioan capitolul 5 cu 25, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, spune Domnul Iisus. Deci vorbește despre prezentul în care El vorbește, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Acum aici, cei morți, nu trebuie luat în sens literal, ci trebuie luat în sens metaforic. De pildă, Pavel spune, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară. Deci morții sunt oameni pe două picioare, care fac afaceri, care trăiesc, poate că sunt eu și ești tu. Dar când auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, când auzi Evanghelia, vii la viață, dar am fost aduși la viață împreună cu Hristos. Sună bine și eu am crezut în lucrul acesta o vreme și am vorbit despre ea, până când mi-am pus mai multe întrebări. De pildă, aș putea să pun la oaltă textul din Apocalipsa, care vorbește despre întâia înviere, și textul acesta care ni se sugerează că ar fi despre prima înviere. Citesc textul din Apocalipsa. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul. Nicăieri în Biblie nu găsesc să se vorbească despre un necredincios ca despre unul la care i s-a tăiat capul. Afirmația aceasta este legată de martirii care au murit pentru Hristos de-a lungul istoriei, celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu primiseră semnul fiarei, nici nu se închinaseră ei, n-au primit semnul fiarei pe frunte sau pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până când nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Deci dacă iei Scriptura în sens literal, în niciun caz nu poți spune cele două texte la oaltă, nu le poți suprapune să zici nașterea din nou, convertirea este întâia înviere și a doua va veni la sfârșitul istoriei. Trebuie să spiritualizezi totul și veți vedea foarte multe lucruri de tăiat afară din Biblie. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, căci vor fi preoții ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Dacă spiritualizez prima înviere, vin la un text ca cel din Matei 27 și nu știu cum să-l iau. Afară de faptul că evanghelistul a fost un fel de povestitor care a inventat tot fel de lucruri, pe care nu trebuie să le crezi neapărat, nu știu ce să fac cu textul acesta. Suntem în momentul morții Domnului Iisus Hristos. El este atârnat pe lemn, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Și în agonia lui, el strigă, Eli, Eli, lama sabachthani. Cea mai mare durere a lui n-a fost moartea fizică, ci despărțirea de Dumnezeu. Noi nu pricepem ce asta. Faptul că pe un Dumnezeu nevinovat s-au încărcat toate păcatele omenirii. În agonia lui a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul. Îndată, spune textul, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus și până jos, pământul s-a cutremurat, strâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis. Multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte și după învierea lui au intrat în sfânta cetate, s-au arătat multora. Cum se ia un text ca acesta? Multe trupuri ale sfinților au înviat. Dacă limbajul are sens, dacă Matei nu fabulează, atunci trebuie să-l iau așa cum este scris. Dar poate veți zice, astea sunt lucruri anormale, așa e. Spuneți-mi, este un lucru normal ca Dumnezeu să zică, să facă, să poruncească ce poruncește, să ia ființă? Este un lucru la îndemâna ta, la îndemâna mea?
Întreaga noastră existență este anormală din acest punct de vedere. Este normal ca Dumnezeu să întrupeze, să moară pentru păcatele tale și pentru păcatele mele? Dacă aș trage o linie, aș putea spune, Scriptura vorbește despre două învieri. Teologii pot vorbi despre una sau despre niciuna, dar Scriptura vorbește despre două învieri. Prima este a celor ce au adormit în Domnul, adică celor ce au fost credincioși până la moarte și unii au plătit cu viața credincioșia lor. A doua înviere este învierea generală a tuturor celor ce au trăit pe acest pământ și toți cei înviați vor sta la judecată. Și cu asta, dragii mei, dacă învierea aduce judecata, veniți să ne oprim în dreptul ei, în capitolul 20, versetele 11 la 15. Este revenirea lui Hristos, este învierea, întâia înviere și domnia de 1000 de ani și este a doua înviere sau învierea generală, după care urmează judecata. Care e rostul ei? Judecata trebuie într-un fel să decidă destinul veșnic al tuturor ființelor care au existat, au trăit pe pământ. Patru din dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului său au fost deja judecați și pedepsiți. Babilonul cel mare sau curva cea mare este pedepsită în capitolul 17 și 18. Fiara și prorocul mincinos sunt aruncați în iazul de foc la sfârșitul capitolul 19. Balaurul, după ce a fost legat 1000 de ani, dezlegat pentru puțină vreme, este aruncat și el în iazul de foc, deci măturat de pe scena universului. Au mai rămas doar oamenii. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Observați autoritatea judecătorului. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Aș pune trei întrebări în dimineața aceasta. În primul rând, cine este judecătorul? Nu-mi este tot una cine mă judecă. Cine este judecătorul? În al doilea rând, cum se face judecata? Care sunt regulile după care se face judecata? Și în al treilea rând, după ce judecata este consumată, care este destinul celor judecați? Care e urmarea acestei judecăți? Judecătorul este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, cel care a umblat printre noi plin de har și de adevăr, cel pe care l-am scuipat și l-am batjocorit, cu toate că a venit să ia păcatele tale și păcatele mele, cel pe care l-am respins întreaga noastră viață, probabil. Scriptura spune că după cum Tatăl înviază morții în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 21, și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. De ce Fiului? Dragii mei, poate că dacă ne-ar judeca un Dumnezeu care este ca o piatră de aspis la care nu te poți uita, o lumină de care nu poți să te apropii, n-ai ști cum să stai în fața lui, zici, oricum el nu te înțelege, n-are nimic a face cu viața ta. Dar când Fiului i s-a dat judecata și în fața lui vei fi judecat, de el nu te poți ascunde, nu poți spune că nu pricepe, nu știe, nu înțelege cum se trăiește viața pe pământ, cum se fac afaceri aici. Nu înțelege ce greu e să fii tânăr, să-ți faci o casă. El a fost printre noi, obosit ca tine, flămând ca tine, dezbrăcat ca tine, huiduit, batjocorit, poate mai mult ca tine și așezat pe o cruce în locul tău. Deci el a fost printre noi. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți îngerii săi, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale, spune Matei în capitolul 25. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre.
El este omul pe care l-a rânduit Dumnezeu și despre care a mărturisit înviindu-l din morți. Și în momentul acela, filozofii atenieni l-au scos afară pe Pavel pentru că nu credeau în învierea morților. Dragii mei, cel care te va judeca, mă va judeca, a fost printre noi, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. De aceea ne înțelege, ne cunoaște, judecă în cunoștință de cauză. Dar dacă ne-ar judeca doar pentru păcatele, pentru că vom vedea cum este judecata făcută, pentru păcatele noastre, poate că am putea ridica obiecții. Ascultați ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 2. Astfel, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții sunt supuși robiei toată viața lor. Din pricina fricii păcătuim. Frici de neîmplinire, frica de moarte, frica de a fi dat afară, frica de tot felul de frici care ne împing la păcat. Ori Hristos a venit și a murit și a zdrobit pe cel care a indus frica în viețile noastre și ne-a eliberat și poți să te bucuri de această libertate. Și textul continuă în versetul 16, negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Cel care ne va judeca, nu doar că a umblat printre noi, ci după ce a murit pentru noi și a înviat a treia zi și a fost înălțat la cer și a de la dreapta Tatălui ca să mijlocească pentru fiecare muritor în orice clipă. Imaginați-l pe el, gata să se ridice în fața completului de judecată, cu mâinile străpunse de cuie, să zică, iartă-i, Tată. Imaginați-vă că tu ești cel în cauză care toată viața ai vrut să știi de el. Ai respins nu doar moartea lui, ci ai respins oferta și mijlocirea lui de-a lungul întregii tale vieți. Și acum stai la judecată înaintea lui. Când Duhul Sfânt este trimis pe pământ, el dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea, judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Cea mai mare greșeală, cel mai mare păcat, cea mai mare vinovăție este necredința în Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, dragii mei, Dumnezeu este absolut nemilos la judecată. Sau, hai să spun altfel, este drept. Drept în judecată. Judecata se va face după dreptate. Și ca să vedeți că Domnul Iisus este un judecător drept, el sugerează lucrul acesta și cât a trăit pe pământ. Este obosit și setos lângă fântâna Samariei și vine o femeie să scoată apă. Dă-mi să beau, îi spune Iisus. Femeia se uită la el, vede că e iudeu și intră în dialog cu el. Și începe să scape de... Și Domnul Iisus zice, du-te, adu-ți bărbatul, cheamă-ți bărbatul. Zice, nu am bărbat. Imaginați-vă cât de dur e Hristos când îi spune, drept ai grăit când ai bărbat. 5 bărbați ai avut și cel care trăiești nu-i bărbatul tău. La ce trebuia să întoarcă cuțitul în rană? Dragii mei, la judecată, toate lucrurile acestea vor ieși la suprafață. E indiferent cât aș ascunde, cât aș tăinui lucrurile, toate vor ieși la suprafață. Până și motivațiile și atitudinile și gândurile noastre. Nici o făptură nu este ascunsă de el. Totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem a face. Dacă judecătorul meu nu știe prea bine, poate că un avocat deștept îl poate duce de nas și poate stoarce un verdict în favoarea clientului său. Nu-i cazul cu Domnul Iisus Hristos. Nu există avocat între mine și el. Și el știe bine. Cum se va face judecata? Dacă cel ce judecă este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, glorificatul Fiul al lui Dumnezeu, cum se face judecata? Vă rog să spuneți după mine, mântuirea este prin credință. Haideți! Mântuirea este prin credință. Nu o poți obține prin meritele tale, nu poți lucra pentru ea, nu-i poți da lui Dumnezeu absolut nimic ca să te mântuiască.
Dar vreau să spuneți după mine și a doua parte a afirmației. Judecata e după fapte. Judecata e după fapte. Cu alte cuvinte, sunt mântuit prin credință, judecat după fapte. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe cei care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui, după faptele lui. Răsfoiți din curiozitate Vechiul Testament. Nu este carte în Vechiul Testament care să nu sublinieze acest adevăr. Roman, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Apocalipsa, Matei, și aș putea să înșir cărțile Noului Testament. Ascultați doar textul din Roman, capitolul 2, începând cu versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri, citiți, vă rog, toată lista din capitolul 1, și veți vedea care sunt aceste lucruri, este potrivită cu adevărul. Cu adevărul legii lui, pe de o parte, pe de altă parte, cu adevărul pe care legea lui o găsește în om. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de câlceavă se împotrivesc adevărului și caută nelegiuirea. Necaz și strântorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace, însă va veni peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Iar în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, Pavel spune: toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Mântuirea prin credință, judecata e după fapte, pentru că răsplătirea este după fapte. Nu toți au aceeași răsplată. Răsplata este după fapte. Să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Iar Apocalipsa spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Știți ce mă îngrozește cel mai tare? Toți știm să facem fapte de ochii oamenilor, care arată bine pe deasupra. Dar lucrul acesta nu îl impresionează pe Dumnezeu. Știți bogatul care și-a golit punga de sus ca să audă, să vadă toți, și văduva cu cei doi bănuți? În ochii lui Dumnezeu contează nu doar faptele noastre, ci și vorbele, și gândurile, și atitudinile, și motivațiile noastre. Și textul din Matei, capitolul 12, versetele 36-37, ne spune că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Ca să fie adevărat și posibil așa ceva, Dumnezeu trebuie să aibă înregistrarea întregii realități din viața mea. Motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte. Și dacă eu aș încerca să mă scuz, Dumnezeu în fața întregului univers poate pune viața mea. Pac! Un clip în care nu pot nega lucrurile acestea. Doar că ochii lui vor pătrunde dincolo de suprafață și vor scoate la lumină și motivațiile noastre. Cu alte cuvinte, nimic, nimic din tot ce suntem, gândim, vorbim, nu se pierde.
În primul rând, Scriptura spune că atunci când funia de argint se rupe, țărna se întoarce în pământ de unde a fost luată și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Se așează exact pe urdinișul cerului la judecată. Cu alte cuvinte, noi suntem aici într-o călătorie și ducem la judecată tot ce am adunat. Dacă există ceva pe care se înregistrează toate lucrurile, nu știu unde să-l caut în mine, vreau să vă spun că mai există ceva și la Dumnezeu, un soi de cărți, spune, în care, și nu cred că trebuie să ia cerneala și pana să urmărească, dacă noi avem computere, imaginați-vă cum o avea Dumnezeu, cel care ne-a creat cu capacitatea de a le face. Deci există totul înregistrat și cele două vor fi puse față în față, cărțile lui cu memoriile noastre. Interesant, sunt de multe ori imagini, mirosuri, vorbe, atitudini pe care nu le poți uita. Le car cu tine ani de zile, ani de zile le car cu tine și ies la suprafață din când în când, oricât ai vrea să le acoperi. Imaginează-ți că totul va ieși într-o bună zi la lumină și toată viața ta, cu toate straturile ei, va fi înaintea judecătorului. Știți ce e mai îngrozitor? Este că un singur păcat e suficient să te condamne pentru eternitate. Și de aceea n-ai nicio șansă. Nu există muritor pe pământ care în fața judecății drepte a lui Dumnezeu să merite altceva decât moartea, despărțirea finală de El. Cu alte cuvinte, mântuirea nu ți-o câștigi nici dacă ai umbla în coate și genunchi. Ai călcat o singură poruncă, ești vinovat de toate. Uitați-vă la Pavel, care trage concluzia după 3 capitole. Concluzia cu privire la întreaga omenire. Ce urmează atunci? Suntem noi, iudeii, mai buni decât ei, neamurile, nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit. Când spune niciun om, luați-o așa cum e aici, nu e metaforic, este literal, niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, toți au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Picioarele sunt grabnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Concluzia unuia care are Duhul lui Dumnezeu și are o revelație din partea lui Dumnezeu. Dacă s-ar fi oprit aici Pavel, dragii mei, ne-ar fi lăsat în fundul gropii. Ascultați versetul care urmează. Dar acum s-a arătat o deprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Legea vă condamnă. Dumnezeu îmi dă o neprihănire fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Este deprihănirea, dreptatea aceea pe care o dă prin har. Poate că ați mai văzut imaginea, cu toate că e demodată, vă pun înainte, pentru că nimeni nu mai folosește astăzi, dacă aveți un computer, o leacă mai avansat, dischetele. Dar chiar dacă ați avea alte feluri de memorii pe care vă purtați informațiile cu voi. Era un lucru interesant pe care l-am învățat de la dischetele acestea, este că atunci când le băgai în calculator și le inițializai, numele tău era acolo, Benjamin Fărăgău, așa se numește calculatorul meu. Și eu puteam înregistra cele mai frumoase lucruri pe discheta mea, dacă din întâmplare o dădeam cuiva și ajungea în Viena sau la Constanța sau în America, și ajungea în mâna unuia care n-avea nimic cu Dumnezeu și ștergea totul de pe discheta mea și trăgea material pornografic. După care o trimitea, oricine ar fi băgat-o în calculator, inițializarea a fost Benjamin Fărăgău. Degeaba aș fi zis eu, dar n-am făcut eu lucrul acesta, nu m-am ocupat cu așa ceva. Discheta poartă inițializarea mea. Lăsim voi să o translatez pe un alt plan. Discheta fiecăruia dintre noi poartă inițializarea noastră. A mea nu se confunde cu a lui Tavi. În niciun fel, nici a lui cu a mea. Fiecare în parte avem discheta noastră. Imaginați-vă că merg la judecată
Și înainte de a ajunge în sala tronului, Domnul Iisus Hristos mă oprește și îmi cer discheta și îmi spune: dă-mi puțin discheta ta. Și o bag în hardul lui, șterge toată viața mea și trage viața lui peste discheta mea. Ajung la judecată, judecătorul o pune în calculatorul ceresc, Beniamin fără gău. Deci sunt identificat. Și începe să ruleze. Și tot cerul stă cu gura căscată. Și când se termină de rulat discheta, mi se oferă viața veșnică, pe merit. Ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat. Wow! Scriptura spune că El, Domnul Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. Știți care e înțelepciunea? Începutul ei, frica de Domnul. Neprihănire? O dreptate înaintea lui Dumnezeu, impecabilă. Sfințire? Fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și răscumpărare. Singura noastră șansă. Dar este un text în Galateni superb, care îmi dă voie să mă joc cu imaginile. Toți cei care au fost botezați în Hristos, cum e textul mai departe, s-au îmbrăcat cu Hristos. Cu alte cuvinte, pot îmbrăca neprihănirea Lui, viața Lui, dacă sunt dispus să mor împreună cu El. Când voi învia, dragii mei, un alt om. El a fost judecat după faptele mele și pedepsit după meritele mele. Și din pricina faptului că a luat păcatul lumii ca miela lui Dumnezeu, eu pot să mă opresc înaintea lui Dumnezeu să-i spun: Tată, dragii mei, asta este taina imensă a Scripturii. Cel care mă judecă este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, pe care dacă l-ai respins o viață întreagă, ești vinovat nu atât de mult pentru ce ai făcut, ci pentru ce n-ai făcut. Pentru faptul că ți s-a oferit iertarea cu un preț așa de mare și ai călcat-o în picioare și l-ai respins pe Hristos. Judecata va fi după fapte și răsplata după fapte. Dar întrebarea ultimă este: care e destinul celor judecați? Tot mai mult trăim vremuri în care oamenii nu vor să audă de iad, de păcat, de un Dumnezeu drept. Și de aceea nici nu citim Vechiul Testament. Nu, asta nu ne interesează. Dragii mei, dacă ți-s prea grele judecățile și pedepsele lui Dumnezeu din Vechiul Testament, nu uitați, cel mai mare act de nedreptate este crucea însăși. Un om nevinovat să moară pentru cei vinovați. Deci n-ai cum să scapi de conceptul dreptății lui Dumnezeu. Textul nostru în versetul 12 spune: și-am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele scrise în cărțile acelea. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Dar ascultați ce urmează. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Acum, nu vreau să sugerez că asta este cartea vieții. Da? Ai la Dumnezeu, El o are. Dar vreau să sugerez că probabil în dreptul acestor pagini începe toată povestea scrierii în cartea vieții. Dacă ai curajul să o deschizi, să spui numele acolo și pe urmă să fii botezat în Hristos, să te îmbraci cu Hristos, să trăiești cu Hristos, cam așa încep lucrurile. Dar aș mai spune încă ceva. Odată scris numele în cartea vieții, poate fi și șters. Celui ce va birui nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, ci îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Imaginați-vă, după ce toată judecata s-a terminat și toți suntem într-un fel trimiși între cei vinovați de Dumnezeu, când se va deschide cartea vieții și se vor citi numele cu voce tare, acela este momentul mărturisirii numelui tău înaintea Tatălui și a îngerilor. Și vei fi scos dintre cei vinovați, vei fi adus între cei care formează mireasa lui Hristos. Există o altă carte. Dar dacă există o altă carte și există cărți, există și iad și există și rai.
Domnul Iisus a vorbit mai mult despre iad decât despre rai. Cu alte cuvinte, dacă iau Biblia în serios, cum aș putea să neg lucrul acesta? Când va veni Fiul omului în slava sa cu îngerii săi, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Va pune oile la dreapta lui, caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Ce mare lucru să poți visa la ea. Împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Observați, focul cel veșnic n-a fost pregătit pentru oameni. Dumnezeu te-a creat după chipul său și ți-a pregătit împărăția. Dar dacă tu o viață întreagă l-ai respins, spune-mi, nu ți-ar face o mare nedreptate să o vâră pe gât după înviere la judecată? Te respectă prea mult și îți respectă deciziile. El a pus înaintea noastră viața și moartea și ne-a spus să alegem viața, aripindu-ne de Dumnezeu. Dar acum Hristos a înviat, pârga celor adormiți, căci după cum moartea a venit printr-un om, tot prin om a venit și învierea morților, și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Observați, și Pavel vorbește despre o primă înviere a celor ce sunt ai lui Hristos. La venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii Lui sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Ascultați-l pe autorul cărții Evrei. Și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea va veni judecata. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim o vreme în trupul acesta, nu-i foarte mult. Stau de vorbă cu vecinul meu când ne întâlnim la măturatul zăpezii, unul lângă altul, și stăm și povestim. El are 78 de ani și zice, nu știu cum a trecut viața. Când au venit acolo vecini lângă noi, eu eram copil și am văzut amândoi tineri venind să-și cumpere o grădință, să-și facă o casă. Și acum viața este dusă. Așa s-a dus și a mea și așa se va duce și a ta. E un abur, un lat de mână. Care-i rostul acestei vieți? Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, s-a făcut absolut tot ca numele tău să fie scris în cartea vieții. Pentru că acolo nu se scriu numele în baza meritelor noastre, ci în baza meritelor lui. Ori Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare pentru ca să aibă îndurare de toți. Cu alte cuvinte, El ne-a iubit pe toți, nu doar pe unii. Și de aceea numele tău, de drept, este scris în cartea vieții. Întrebarea este ce faci cu el. Dumnezeu ți-a dat viața asta pământească, să o păstrezi sau să ștergi de acolo numele tău afară. Omul este dat să moară o singură dată, după aceea vine judecata. Aș vrea să închei așezându-vă din împreună cu mine în fața unei decizii. Dragii mei, Solomon înțeleptul ne spune, dacă vrei să trăiești ca un om înțelept, nu ca un nebun, du-te într-o casă de jale, oprește-te lângă buza unei gropi deschise. După care întoarce-te și trăiește-ți viața în lumina direcției în care mergi, a destinului care te așteaptă. Asta s-a întâmplat în această dimineață.
Cuvântul lui Dumnezeu ne-a dus la înviere și judecată în fața destinului veșnic. Dar eu hotărăsc destinul meu veșnic acum și aici. Cu alte cuvinte, nu pot lăsa pentru preoți și prelați să se roage pentru mine, să-mi bage sufletul în rai. Zile trecute am fost la o mormântare și m-am îngrozit când mama tânărului care s-a sinucis la 21 de ani m-a apucat de gulerul hainei și striga în disperarea ei: ajutați-mă, ajutați-mă, ajutați-l pe copilul meu să găsească calea. Dragii mei, m-am rupt tot pe dinăuntru. E prea târziu. Calea o găsești acum și aici. Și de aceea vă las în fața unei decizii. Vrei să fii mireasa lui Hristos sau așternut al picioarelor lui? Nimeni nu poate decide în locul tău și în locul meu. Dea Dumnezeu să iei și să păstrezi decizia bună. Amin.